Nu ar trebui să fie offside la Mitroglou. Atenție, gol! Grecia, însă cred că era offside la Mitroglou. Minutul 23, la jumătatea primei reprize de Mitroglou, marchează și smulge fanionul de la colțul terenului. Nu-i mai pasă lui Mitroglou că va primi cartonaș galben pentru acest gest. Grecia marchează și sarcina tricolorilor devine una foarte grea în acest moment. Încă o dată, momentul pasei nu era în offside Mitroglou. A avut dreptate asistentul. Cred că Mățel este cel care îl scotea din offside pe Mitroglou și am văzut imediat și reacția jucătorului nostru, care și-a pus mâinile în cap. Al treilea gol marcat de Mitroglou în poarta națională a României în această dublă. De acum chiar că nu mai este altă variantă decât ofensiva totală. Bucurie enormă, evident, în peluza în care se află suporterii greci. Românii de pe arena națională reduși pentru moment la tăcere. A încercat crainicul arenei să-i mobilizeze. Să vedem însă, prin jocul tricolorilor, poate vor reuși să-i facă pe suporteri să-i zbucnească din nou în Urale. Goian cu pasă lungă către Torje. Colevas, primul la minge, respinge în afara terenului. Da, grecii sunt cei care se aud în aceste momente pe arena națională. Din nou Torje încearcă o centrare. Karagounis este cel care se opune și mingea îl atinge pe Maxim înainte să iasă în afara terenului.